Salutare! Vreau să vă vorbesc astăzi despre ce înseamnă EFI pentru mine din două perspective. Perspectiva de jurat, în primul rând, pentru că m-am alăturat jurului EFI, cred că acum 5 ani, dacă nu mă înșel, într-o ediție care s-a întâmplat, dacă mi-am amintesc bine aminte, offline. Ulterior am mutat în online. Experiența de jurat EFI m-a învățat, în primul rând, să am o structură atunci când vine vorba de planificarea unei campanii. În al doilea rând, m-am învățat să gândesc o poveste dinspre provocarea de business, obiective de business care să fie clar definite și mai ales povestea de business, cum se creează strategia, cum se duce la viață strategia creativă, cum se măsoară rezultatele și, în ultimă instanță, cum spui o poveste urmând structura recomandată de către EFI. Din perspectiva de client, care s-a întâmplat să dea atât feedback pe anumite cazuri din partea partenerilor noștri și anume agențiile, dar și din perspectiva de client care într-o singură dată, dacă mi-am amintesc bine aminte, a trebuit să scriu eu însumi un caz. Din perspectiva de client, EFI m-a învățat mai ales să dau un brief corect, un brief care atunci când e nevoie să scriem un caz de EFI, să nu fie nevoie să inventăm povești nespuse, povești care nu s-au regăsit în brieful inițial. Dacă mă gândesc la întrebarea de ce ar fi important un EFI pentru mine din perspectiva, din poziția de client, aș zice în primul rând pentru că ne ajută pe noi să nu ne simțim într-un final singuri într-o cameră. De ce spun asta? Pentru că se presupune că noi clienții suntem oamenii care refuză de multe ori o idee faină, doar pentru că nu se leagă din punct de vedere business, doar pentru că nu este contextul potrivit de business. Ei bine, cred, mai ales din perspectiva câștigării unui premiu EFI, cred că atunci când trebuie să spunem povestea ulterioară a unei campanii, punând la oaltă și rezultatele de business, putem să zicem, ok, într-un final am avut și dreptate clientul când am zis că trebuie să ne concentrăm pe rezultatele de business. Apoi, o a doua perspectivă, și asta am observat-o inclusiv câștigând un EFI anul trecut pentru campania FizUp Studios, două premii bronz și un gold, a fost momentul în care ne-am urcat pe scenă, noi toată echipa alături de agenția, alături de Leo Burnett pe atunci, și am fost foarte fericiți ca echipă. Pe noi intern, echipa internă, PepsiCo, ne-a unit foarte mult, am început să credem mai mult poate în ideile noastre, în ideile partenerilor, și pe noi ca echipă extinsă alături de parteneri, bineînțeles că s-a resimțit altfel acel drive de a face lucruri diferite, însă nu doar de dragul de a face lucruri diferite, ci mai degrabă de a face lucruri cu rezultate bune. Apropo de rezultatele în business, că tot am menționat de ele, mai ales din perspectiva de client, aș vrea să vorbesc puțin despre creativitate, despre zona creativă, mai ales în cadrul structurii EFI. Știm bine, atunci când vorbim de un premiu EFI, ne referim mai ales la eficiența în comunicare. Ne referim la cât la sută contează în, din nou, structura EFI, acea zonă de rezultate. În ceea ce privește creativitatea, și asta este, dacă vreți, un mare pariu al meu, cred că EFI, atât la nivel internațional cât și la nivel global, cumva se va îndrepta poate puțin mai mult și spre zona de creativitate. Nu cred că omitem, aici vorbesc atât din perspectiva de jurat cât și din perspectiva de client, nu omitem zona creativă, cât de creativă sau nu este o campanie, deși este destul de subiectivă această chestiune, însă vreau să cred, având în vedere că s-au cam restrâns aceste delimitări, aceste gap-uri între ce înseamnă media, ce înseamnă o idee creativă, un concept creativ și, într-un final, ce înseamnă rezultatele, vreau să cred că și EFI Awards cumva se va îndrepta spre o zonă poate și mai creativă. Adică să presupunem că va începe să cântărească și mai mult zona asta creativității sau, de ce nu, să încerce alături de clienți și agenții, branduri și agenții să măsoare creativitatea poate și,
poate și diferit. Și inclusiv în zona asta am văzut o evoluție, pe lângă categoriile nou apărute în ultimii ani, o evoluție care vizează fix această delimitare sau nu între ce înseamnă zona de business, respectiv rezultate, ce înseamnă acel bringing the idea to life și ce înseamnă, bineînțeles, dinspre insight, înspre conceptul creativ. Și de multe ori încercăm să privim totul din nou ca pe o poveste, pornind de la insight până la cum a executat acel insight, acel concept creativ și până la rezultate. Fiind limite tot mai strânse între aceste zone, cred că ne vom îndrepta către un context, către un viitor în care inclusiv și mai ales FE Awards o să încerce să măsoare, să cântărească și mai mult ce spune o poveste decât ce spune fiecare zonă în parte, cum ar fi de pildă zona creativă sau mai ales cea a rezultatelor. Având în vedere asaltul tehnologic din ultimii ani și inclusiv având în vedere munca pe care noi am încercat să o facem în cadrul PepsiCo cu anumite branduri care, mă rog, au încercat să inoveze în mediul digital, au încercat să inoveze în ceea ce privește tehnologiile emergente, aș vrea să transmit un mesaj scurt, dar zic că important pentru oamenii care vor participa la FE Awards, atât din perspectiva de jurați, din perspectiva de participanți sau mai ales din perspectiva de câștigători. Aș vrea să le transmit mesajul că atunci când ne gândim la tehnologiile emergente, atunci când poate nu avem cunoștințele necesare pentru a lua o decizie referitoare la adoptarea sau nu a unei tehnologii emergente din perspectiva de om de marketing, este important să ne acordăm și un spațiu în care să înțelegem ce fac oamenii care încearcă să inoveze, oamenii care încearcă să schimbe partea lor de lume, un spațiu în care să învățăm și un spațiu în care să ascultăm. Și spun asta pentru că am observat că în ultimii ani tot mai multe branduri au făcut campanii la limita offline-ului, au făcut campanii pe care nu le-am putut încadra neapărat într-o categorie. Și nu mă refer neapărat la categoriile EFI, cât mă refer mai degrabă la categoriile în care suntem noi obișnuiți să punem campaniile de marketing. Au fost anumite campanii la limita offline-ului, anumite campanii care au fost pe TV, dar nu au fost pe TV, în sensul că au avut o componentă foarte importantă de digital, însă cumva au activat și TV-ul, însă nu în întregime. Și am resimțit o oarecare ambiguitate, mai ales în zona unor jurați care nu păreau că înțeleg astfel de campanii de marketing. Cred că noi ca oameni de marketing trebuie să învățăm în fiecare zi și învățăm în fiecare zi. Este un domeniu interdisciplinar, însă e nevoie și de puțin curaj să ne acordăm acest spațiu în care să începem să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și mai ales să aplaudăm orice fel de inițiativă care cumva sparge tiparele fix acelor categorii în care am fost obișnuiți să rămânem noi cu oameni de marketing din nou. Da, și final vreau să le mulțumesc organizatorul de la EFI, pentru că în ultimii ani m-au invitat, m-au băgat în seamă, m-au ajutat să învăț foarte multe lucruri. Din perspectiva de jurat, dar și din perspectiva de client care aștepta să câștige un premiu sau de ce nu să îi se ofere o lecție prin premiile pe care alte branduri, alte agenții le-au câștigat. Vreau să le mulțumesc pentru inspirație și le doresc mult succes atât organizatorilor EFI cât mai ales agențiilor și brandurilor care înscriu anul ăsta la EFI Awards.